Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Dacă ar fi să mă iau după cele două facultăți absolvite, ar fi trebuit să fiu jurnalist de profesie, dar am ales un alt drum, cel al bucătăriei. Am venit la șef la cuțite să îmi văd nivelul în bucătărie, să trăiesc această experiență frumoasă și până la urmă, dacă sunt atent și nu fac vreo gafă iremediabilă, pot să ajung destul de departe. Pasiunea pentru bucătărie a început odată cu primul show culinar difuzat la noi în țară. Am încercat aproape toate rețetele care le-am văzut în primul sezon acolo. Mi-am dorit să experimentez, am stresat părinții acasă să-mi cumpere toate ingredientele. Mai mult stricam decât găteam. Dar important e că în sufletul meu eu eram fericit cu ce făceam. Părinții mei au zis că sunt nebun, că n-am ce căuta aici, dar nimeni și nimic nu mă poate opri pe mine din... Am satisface toate nebuniile. Gătesc un muș de porc în crustă de panko, cu o cremă de mămăligă cu brânză de burduf, legume în untură, jumări, o spumă de ierburi și o cremă de ciuperci. Este, cum îmi place mie să-i zic, o mâncare românească ușor, fine dining. Este un preparat pe care l-am conceput eu. Îmi place să cred că e mai bine să mor pe mâna ta decât pe mâna unei rețete de pe internet. Am venit în primul rând să-mi dovedesc mie că pot să fac ceva cu adevărat interesant în bucătărie. Sunt dispus să fac tot ce-mi cere acest concurs și tot ce este nevoie pentru a face parte dintr-o echipă. Sunt în stare să calc pe cadavre. Lucrul acesta nu mă va despărți de cei 7 ani de acasă și asta înseamnă că va trebui să rămân focusat. Acesta este noodles prăjit. Pentru cine? Că noi n-am prins ăștia mai tinerii ce însemna povestea comunismului, așa erau creveții pe vremuri. Preparatul meu nu este unul copiat, are lingura perfectă să-mi aducă cuțitul de aur și să mă scape de probele eliminatorii până în echipă. Să fie într-un ceas bun, atât de la mine, mai mult de la Dumnezeu. Hai! Să o facem și pe asta. Nu sunt eu cu Dumnezeu, dar măcar acum. Vreau să vină cuțitul de aur, așa. Să dau cuțitul de aur și să scap. Mamă, să moară băieții mei fix în zăția de carusel, când te urcă sus și îți dă drumul de acolo. Hai, hai că se poate. Hai să fiu o super farfurie. Miroase a pește. E, dragi. Eu am tras puțin cu ochiul, vă spun sincer. Așa. Și n-am reușit să-mi dau seama ce e. Opa. Vedeam doar că lionți ăștia. Mamă, dar uite ceapă. Gata, mă, Jedi. Nu Jedi, mă, Jedi, cu Dumitrescu, ceapă, roiu, ceapă, cu ceapă prăjită, mă, așa? Cu Jedi, bacon, cu slănină. Aole, asta e Jedi. Ceapă, mă. Cu... Asta e... Cu de toate. E stilul scârlătesc ăsta, ce? Nu e, mă, e, mă, n-am nicio e stilul cu cârlionțe, așa? Cu mămăliga asta jos. Hai, e cu jumări, mă, e stilul tău cu jumări. Tocmai, e stilul scârlătesc. Dar tu dai cu slănină, nu mai am așa, ele, așa. Eu fac numai fineț. Băi, stai așa, stai e... să văd dacă am degete. Hai. Baby squash. 1. Morcov. 2. Ceapă verde. 3. Usturoi. 4. Jumări. 5. Prosciutto. 6. Sos pesto. 7. Cârlionți. 8. 8. Enochi. 9. Panseluțe. 10. 10. Carne n-ai pus-o. 11. Și chestia asta, băi, gri. 12 și mămăliga 13. Păi da, cu noroc. Cam ăsta e stilul lui Alexandru. Da. Da. E un non-conformist, aș putea spune. Deci ăsta e Jedi de-al tău toată ziua. Ți-am zis că e Jedi, dar nu mă cred. Nu e, mă. Dacă e Jedi, e spălătorul de la vase Jedi. Nu are cum să... Wow. Deci când o să se deschidă ușa, o să-ți pare rău că ai spus treaba. Da, treaba ta. Este fan Scărlătescu, cu farfuria plină. Chiar. Deci a luat backup, la backup, la backup, la backup. Hai, mă, important e să fie bine. Hai. Hai. Sunt prea multe în farfurie, frate. Bă, jumările mele au păr. Gata, mă. Du-te, bă, nu poți. Bună seara. Doamne ce ferește. Faci, mă? Ce faci, mulțumesc, mă, copile, mă? Sper că la fel de bine și acolo. Ce ți-am zis eu? Ia zi, din ce echipă vrei să faci parte? Prima întrebare. Din a ta. Nu poți să fără fi. Dar și fără pot. Cum, mă, nu vrei la Dumitrescu? Nu. De ce? Nu vrea, mă, că la mine a dat prea mult cu mătura și vrea și el să gătească. Nu cred. Nu vrea la mine. La mine îmi place prea mult de dumneavoastră. Stilul ăsta calm, așa, echilibrat tot timpul. Aha. Apac, exact ce trebuie. De-ai spus și lui Dumitrescu? Cum stă treaba? Cu calm, cu echilibratul, cu... Ia spune acum.
Spune că țipă prea mult. Cine? Florin? Florin. De cât timp ne știm noi? 19 ani, vreo 6. Câte sezoane ne-ai urmărit? 7 plus... multe, multe. Fiecare sezon a venit după noi, mă. Nu mai țineți minte? Da, o să fie când de nemuritor. Nu se mai face emisiunea de Iotovi. El și cu... zic cum îl cheamă? Candoi. Candoi. Unde este tatuajul cu bucătăria pe tine? Aici. Ce acolo? Și aici. Am un bucătar și aici am avocado, pătrunjel, roșii, șerii. Ia zi, cum ai ajuns tu bucătar? Păi, primul zvâc a fost prima dumneavoastră emisiune. Așa. Am tot încercat eu, dar pe vremea aia aveam și 18 ani. Când ajungeam pe aici, tremurau gladiolele, nu se mai înțelegea nimic. Și pe urmă, într-o seară, și acum țin minte, 8 noiembrie, am primit o șansă. Și trebuie să fiu recunoscător acelei șanse și a tuturor oamenilor cu care am lucrat acolo să pot să învăț. Cine ți-a dat, mă, șansa? Florin. Păi zi-mă așa. Zi-ne, mă, unde ai lucrat cu el? La TAP. A fost exact cu Jacques. La deschiderea restaurantului, când mă duceam la toaletă, m-am întâlnit cu el și i-am spus direct: vreau să lucrez cu tine, nu mă interesează nimic, eu vreau să învăț bucătărie. Și te-am băgat și ai început să dai cu mătura din prima seară? Bă, nu din prima seară, din a fost din a doua sâmbătă seară. De luni. De luni. Am început cu scurgerea aia frumoasă de sumas. Și acum? Unde ești? Vând pantofi. Ce? Vând pantofi. Te-ai lăsat de bucătărie? Nu, oarecum încerc să fac eu o bucătărie. Mai strâng un frigider de la cineva, mai strâng niște bani, am luat și vreau să fac o bucătărie pentru delivery. Cum asta așa? Cum așa, nu, nu înțeleg. Toată lumea știe că salariul e relativ mic în România, da, ca bucătar. Da, da. Cum să fie, mă, mic? La nivelul dumneavoastră, nu știu, dar nu, la mă, nu, lasă la nivelul meu. Ce nivel? Bun, asta, bun. Bun, băi, corect, nu poți să compari. Vidrarul, nici noi nu știm câți bani e, că e vidrarul. Și bani, așa, da, vidrarul. Și faci, dacă nu te plătește nimeni, tu zici că îți faci tu bucătăria. Nu, îmi fac, nu, momentan vând pantofi. Mocasin de damă. Piele naturală. Mocasin de damă. Da. Înainte să-ți arătăm, ce, Doamne, iartă, mai făcut aici? Exact. Păi am făcut o cremă de mămăligă. Așa. Cu ce? Curcuma? Ce ai pus? Cu un pic de curcuma, normal, un fel de polenta fiertă în lapte cu brânză de burduf. Jumăr cu păr. Un usturoi cop. Usturoi cop, da. Niște legume trase în... Ce legume? Și el a uitat. Morcov baby. Așa. Ăsta cum îi zice? Cum îi zice? Nu, aici o să fiu încuiat, am cerut dovlecei, n-am primit asta merge și ăsta îl gătim și pe ăsta. Nu știu că n-am lucrat, că... Da, a zis că îl gătim și pe ăsta. Că merge așa, las. Îl gătim și pe ăsta. Trebuie să fie ca un baby zucchini. Patison, de la patefon. Nu e baby zucchini. Patison. Sau squash. Să mai mult. Așa, praz, mai departe. Baby. Care e prazul baby, mă? Ceapa verde? Da, aia, așa. Puțin ceapa verde. Și ce ai mai pus? Am făcut un fel de cremă de ciuperci acolo. Deci cremă de ciuperci, da. Da. Și-a pus și el în ochii, mă. Băi, toate astea le-ai făcut într-o oră? Da. Băi, vorbesc serios. Da. Așa muncitor, păi, te-ai făcut? După 60 de minute m-a oprit fata aia drăguță de afară și a zis... Că tu mai făceai dacă nu te oprea. Trebuie mai punea 20 de elemente. Mai pune ceva. 13. Nu. Ce ai peste 25? E nebun, mă. E nebun, băiat. E ca la împinge tavă, măcar să dai repede de mână dacă nu știi prea multe. Corect. Adică nu toată lumea cântă la pian, unii trebuie să-l mai șicare în viața asta. Frumos. Sasule... Ăsta-i fine dining-ul de toate. Sasule, fii atent. Da. Mușcăția e gătit corect, mămăliga m-a speriat, culoarea ei, gustul ei, consistența ei. Dar îți spun așa. Eu caut Jedi care reușesc să-mi fac o farfurie coerentă din puține ingrediente. Da. Dacă ai abonament la Antena Play, ai ingredientul perfect pentru o zi perfectă. Fii gata să vezi emisiunile tale preferate în ediții integrale, oriunde și oricând pe Antena Play.